Dar pe mai multe râuri s-a semnalat anul acesta acest fenomen din țară, nu numai în zona respectivă. Cred că schimbările climatice își pun amprenta, peștii fiind foarte sensibili la amplitudinile acestea mari de temperatură și de alți factori de mediu. Nu cred că este neapărat o poluare directă, ci este un efect al schimbărilor climatice. Într-adevăr, s-au semnalat niște întârzieri în perioada de depunere a icrelor, și nu numai în zona aceasta. Deci este o problemă, după cum am spus-o, și de schimbare climatică. Din păcate este atât de agresivă în ultima vreme, încât nu știu dacă multe specii se pot adapta. De asta trebuie să luăm măsuri în acest sens. De asta suntem și astăzi aici. De asta sunt și colegi în țară pe niște conferințe în săptămâna schimbărilor climatice și acum se desfășoară la Brașov. Deci noi avem niște acțiuni concertate, tocmai ca să atragem atenția asupra acestor probleme și eu mă bucur că ați ridicat această problemă.